Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Mircea Vălean și urmăriți Mix Actual. Turismul brașovean se pregătește pentru sezonul de iarnă. Discutăm despre ceea ce se va întâmpla în următoarele luni aici la Palatele Tâmplei, împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul Cristian Macedonski, vicepreședinte al Organizației Patronale a Hotelurilor din Brașov. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bună ziua, mă bucur de invitație și salut pe toți telespectatorii care ne urmăresc. Pentru că nu am apucat să ne întâlnim după ce s-a încheiat Oktoberfestul de anul acesta, aș dori pentru început ca o scurtă paranteză la subiectul pe care l-am anunțat, să povestim brașovenilor cum s-a desfășurat anul acesta festivalul Oktoberfest, care au fost rezultatele, dacă așteptările dumneavoastră au fost confirmate. Da, într-adevăr, așteptările nu numai că au fost confirmate, au fost chiar depășite, fiindcă am fost foarte prudenți. Anul trecut am fost singurul Oktoberfest din toată Europa, dar cu măsurile de siguranță, de intrare, de vaccin, de testare. Și a fost un eveniment greoi din acest motiv, dar pentru noi a fost important să-l facem și să dăm un semnal de normalitate, de revenire la normalitate, iar anul acesta, având experiența de anul trecut, neștiind cum va evolua și pandemia până la urmă, că dacă ne uităm în Germania, în transportul public, în trenuri, trebuie să poartă mască, de exemplu. Da, noi lucrurile obligatoriu. Mult mai noi bine. E mult mai bine. Și atunci am făcut și o previziune un pic mai sceptică, dar a fost depășită și mă bucur foarte mult. Am ajuns aproape la nivelul 2019, adică celui mai bun an, Oktoberfest, dinaintea pandemiei, atât la consumul de bere, cât și la consumul de produse alimentare. Toți comercianții au fost foarte mulțumiți. Evenimentul a fost extrem de reușit, inclusiv lunea, marțea, că nu ne așteptam să se umple cortul până la refuz, chiar, aș putea spune. Dan Ciotoi, marți, a făcut un show extraordinar. Nu mi-aș fi închipuit că un muzician din anii 90, are așa un impact și atrage atâta lume, atât tineri cât și oameni mai în vârstă. Și care, într-adevăr, s-au bucurat că s-au revăzut, au dansat. A fost, de fapt, un festival al distracției, al bunei dispoziții, al reîntâlnirii. Eu l-am și denumit, așa un pic mai în glumă, un festival antidepresie. Fiindcă după 2 ani de pandemie, de stat în casă, de frici, oamenii au simțit nevoia să iasă. Au simțit nevoia să iasă, să se reîntâlnească. Iar la Brașov nu prea avem parte de evenimente, din păcate. Păi bine, anunțate au fost multe. Dar de făcut suntem cam singurii care au făcut un eveniment mare. Că discutăm exact de Oktoberfest, care suntem la nivel național echivalent cu un Untold sau cu Never See, ca și oameni, ca și număr de participanți. Am depășit 250.000 de participanți anul acesta. Dar nu ați mai dus Oktoberfestul de la Brașov și în alte orașe? Nu, anul acesta nu, tot din motive că nu știam în ce direcție se duce toamna, în ce direcție ne duce pandemia, în ce direcție ne duce și situația cu războiul din Ucraina, care ne-a afectat în ospitalitate, cel puțin la începutul anului, extrem de tare. Poate mai tare decât pandemia. Și știu că a fost ultima ediție organizată aici, pe locația fostului stadion municipal, pentru că acolo se construiește sala polivalentă, motiv pentru care va trebui să căutați o altă locație. Vă întreb de pe acum, ați identificat? Suntem în discuții cu 3-4 locații, încă nu putem discuta până când nu știm exact, sau să vi le spun până când nu știm exact unde îl facem, dar până la sfârșitul anului vom avea decizia luată. Oktoberfest va continua la Brașov, este un brand al Brașovului, intrăm acum în al 14-lea an, n-avem cum să nu-l facem, se identifică deja. Am avut o surpriză extrem de plăcută când în timpul săptămânii, cred că era miercuri sau joi, eram în fața scenei și văd niște tineri, că erau vreo 8 tineri în lederhosen, îmbrăcați, exemplar, vorbeau germană. Și normal că m-am dus la ei să-i întreb, domnule, de unde sunteți? Fiindcă mă interesează să văd de unde atragem la Brașov turiști sau vizitatori. Și îmi zice, noi s-am venit din Frankfurt special pentru Oktoberfestul la Brașov. Și am zis, dar de unde știți de Oktoberfestul de la Brașov? Zice, păi avem o subsidiară la București. Și directorul general de acolo ne anunță de fiecare dată când e Oktoberfest, și am fost și anul trecut, eu nu i-am văzut.
și era direct, era președintele sindicatului de la Amazon Europa. Wow. Care a venit cu toată echipa lui, că mă ia cu personalitatea. Da? Adică vedeți cum ce oameni atragem încoace. Și dacă ei se simt bine și descoperă destinația Brașov, atât ca destinație de petrecerea timpului liber, cât și ca destinație de investiții, că până la urmă vorbim de Amazon, cel mai mare shop online din lume, exact. Da? Adică cel mai mare comerciant din lume, și să vină oameni din conducerea companiei europene sau subsidiare europene la Brașov, este, dacă le-aș fi adus, i-aș fi chemat să vadă destinația Brașov pentru investiții, nici nu m-aș fi băgat probabil în seamă. Dar așa au venit, au văzut. Și acum, odată cu deschiderea aeroportului, și pentru care cel mai important lucru în ultimii 30 de ani, din punctul meu de vedere, atât pentru turism, cât și pentru business, este aeroportul Brașov-Chimbav Internațional, care la anul va avea curse. Că va avea în mai, că va avea în iunie, nici nu mai contează. Important e să pornească cursele. Chiar ieri am avut o discuție cu directorul aeroportului pe tema de curse, destinații, care ar fi destinațiile importante. Puteți să ne dați niște informații în sensul acesta? Bine, cam care ar fi principalele destinații? Destinații europene. Cred că printre cele mai importante destinații sunt Israelul, fiindcă turiștii din Israel sunt numărul unu din ultimii 6-7 ani și companii israeliene sunt interesate să se conecteze cu Brașovul. După aia, spațiul germanic, clar, și atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere economic. Gândiți-vă numai câte companii din spațiul germanic avem, din automotive, din Germania, din Austria, din companii elvețiene, care sunt dependente de o mobilitate rapidă, dar au început să vină și firme de IT. Iar firmele de IT sunt extrem de dependente de o mobilitate. Există un exemplu de acum 5-6 ani, când din conducerea Apple au vrut să vină la Brașov să vadă destinația, au venit într-o după-amiază vineri, au plecat cu mașina din București și după 7 ore erau la Predeal, iar directorul de dezvoltare care venise, care chiar venise special pentru Brașov, ce experiență tristă, a întors mașina și a zis nu-l mai interesează. Deci am pierdut o mega investiție din cauza infrastructurii. Da, o posibilă investiție, nu se știe bine, dacă ar fi hotărât. Da, dar o posibilă investiție. Acum cu aeroportul se schimbă complet situația. Chiar m-aș bucura să începem să promovăm Brașovul ca o destinație pentru remote working. După pandemie, bine, în zona de IT, remote working era deja cunoscut și se practica, dar pandemia a accelerat atât de puternic remote working, lucratul de acasă, ca să ne înțeleagă toți. Cred că ne-am familiarizat deja cu acești termeni. Așa, încât acești tineri care lucrează își caută destinații de lucru care le oferă valoare adăugată în petrecerea timpului liber. Pentru tinerii din ziua de astăzi și cei care merg să negocieze salarii, în primul rând își negociază timpul liber. Da? Nu mai contează salariul atât de mult, fiindcă au ajuns deja la un anumit nivel, mai ales în zona IT, încât contează calitatea vieții, petrecerea timpului liber, modul de lucru, echipa de lucru, mult mai mult decât suma care o primești pe fluturaș. Și atunci Brașovul are un avantaj foarte mare, fiindcă oferă o varietate extrem de mare în petrecerea timpului liber. Mai de puțin pe și zona de viață de noapte, acolo stăm prost, foarte prost. Și aia se va mai dezvolta, sunt convins. Dar pentru petrecerea timpului liber, natură, cultură, sport, hiking, biking, avem un paradis aici, care s-a dezvoltat. Da, și toate anotimpurile până la urmă. Plus schiu, iarna. Exact. Deci avem o ofertă foarte mare și trebuie să profităm de ea, nu numai turistic, ci și economic. Și de aceea Brașov are un potențial imens de creștere în anii următori, după ce pornește aeroportul, să se poziționeze ca o destinație pentru acești remote worker, pentru companiile de IT care se poate să plece repede. De aia aeroportul nostru trebuie să fie conectat extrem de bine cu hub-urile mari și vorbesc aici de hub-uri din Frankfurt, München, Schiphol, Amsterdam,
Paris și Londra, ca de acolo ei după aia să poată să plece în toată lumea. Da, probabil că pe Brașov îi interesează și unde pot pleca ei spre destinații turistice. Bă, asta este calitatea vieții pe care ne oferă aeroportul nouă brașovenilor. Exact, de asta vă întrebasem dacă ne puteți divulga câteva destinații interesante bine, pentru noi, cei de aici. Ceea ce mă bucură foarte mult că cei de la Wizz Air au un interes mare, sigur se poartă niște negocieri crunte, pe parte de costuri de aterizare, un aeroport trăiește din costurile care le plătesc companiile aeriene. Companiile aeriene, în schimb, știu că aduc turiști și aduc valoare adăugată și atunci încearcă să negocieze. O relație win-win. Da, trebuie să fie o relație win-win. Sigur că nu e ușor ca o destinație nouă să apară deoparte pe hartă și vă dați seama că o companie aeriană trebuie să renunțe la o altă cursă ca să plece de la Brașov. Exact. Și e greu, de aia nici nu se poate întâmpla anul ăsta și atunci ei trebuie să se pregătească pentru anul viitor, pentru sezonul de vară-toamnă. Unde? Garantat va fi Grecia. Și acum cam știți destinațiile, Wizz Air, Italia, Spania, un pic Franța, Germania, Austria, clar. Polonia, Lotto au interes, au și fost aici să conecteze Varșovia și de ce nu Cracovia. Cracovia e cel mai turistic oraș polonez cu 8 milioane de turiști care și polonezii la deci vom avea și 3. Noi destinații spre care să plecăm plus, de la Brașov și cu avion. Foarte important pentru noi, există o companie românească, un fel de low cost, Air Connect, care vor să poziționeze și ei un avion la Brașov și cu alea să facă cursele interne. Să avem un zbor la Timișoara, să avem un zbor la Iași, să avem un zbor la Constanța, de ce nu? Cele prea apropiate, sigur, Bucureștiul e foarte aproape și Sibiu e foarte aproape, dar deja dacă avem celelalte destinații este... Da, excelent. Bun, dar până la anul când vom avea acest aeroport funcțional, vine sezonul rece. Da, am discutat în termeni optimiști până acum, dar iată că trebuie să revenim cu picioarele pe pământ și să vorbim despre ceea ce ne așteaptă la iarnă și din punct de vedere turistic, pentru că în continuare Brașovul reprezintă o atracție pentru foarte mulți turiști, atât străini cât și de la noi din țară, însă prețurile probabil că vor suferi niște modificări având în vedere creșterile prețurilor la energie, la gaz, metan și așa mai departe. Practic, poate mulți se vor reorienta în acest sezon, de sărbători în special, dacă tarifele vor fi unele foarte ridicate. Cum pregătiți acest sezon rece? Destul de complicat, cum se anunță el, din punct de vedere economic, financiar. Păi bine, din punct de vedere economic, financiar e foarte greu, fiindcă încă nu știm în ce direcție se duc prețurile. Există știri extrem de negative, chiar a fost o știre din Italia, unde a crescut o factură de curent la un antreprenor de la 8.000 de euro la 83.000 exact, de euro de 10 într-o ori. Lună, de 10 ori. Sper să n-avem surprizele astea. I s-a și făcut rău omului când a citit factura. Știu că se lucrează, eu sunt reprezentantul Organizația Hoteliere Brașovene, în Federația Națională Hotelieră, cu colegii mei se discută deja de un proiect împreună cu Ministerul Energiei și cu Ministerul Turismului, un proiect de ajutor pentru Horeca pe zona asta de energie. Are și un nume, programul Ucraina, fiindcă, de fapt, datorită războiului din Ucraina s-a ajuns în situația asta cu prețurile de energie. Va fi probabil similar ca proiectul COVID sau programul acela de ajutor Horeca în pandemie, unde s-au primit niște susțineri financiare pentru cei care au fost eligibili, nu toți au fost eligibili, din păcate startup-urile n-au apucat să ajungă pentru că să devină istoric. Eligibili și au avut mult de suferit. Foarte mulți și-au cheltuit toate rezervele în ultimii 2 ani, în perioada asta grea a pandemiei, nu mai au acum rezerve, iar dacă nu vine un ajutor din zona asta, să știți că o să avem surprize mari și o să se închidă multe locații. Chiar și acum am început să văd, chiar și în centru am început să închidă locații care speram că trecuseră deja de perioada grea, fiindcă totuși anul ăsta a fost o lovitură puternică cu războiul. Perioada martie-aprilie a fost mai
grea pentru noi decât anul trecut în pandemie, fiindcă românii puteau să plece, au putut să plece în străinătate, iar străinii n-au venit ca să acopere diferența. Temându-se că suntem aici foarte aproape frică, de zona de conflict. Nu știau ce se întâmplă, nu știau în ce direcție merge conflictul. Până la urmă, tot președintele Zelenski ne-a salvat, fiindcă a făcut așa un turism diplomatic la Kiev, cu toată protipendarea politică din această lume, încât turistul de rând a zis, domnule, dacă toți se duc în Kiev, noi de ce să nu venim și în România? Că înseamnă că nu e chiar așa de periculos. Exact. Și chiar vreau să-i mulțumesc pentru treaba asta. Știți că era gluma aia, că Zelenski ar fi în Brașov. Da, au fost niște meme pe tema asta. Dar, pe ansamblu, după aia, iunie, iulie, august, augustul a fost o lună extraordinară. Acum, septembrie, să știți că au zis toate limbile străine, chiar la noi, la hotel. Da, am observat acest lucru. Dimineața eram la mic dejun și am auzit și ebraică, și germană, și spaniolă, și franceză, și engleză. Într-un hotelaj micuț, cu 11 camere. Iată sfatul, în weekend era arhiplină de turiști, foarte mulți dintre trebuie să ne pregătim, trebuie sigur să luăm în calcul creșterile de costurile de energie, alea vor fi băgate în preț. Momentan, deci să ne așteptăm la majorări la tarifele de cazare. Le-aș recomanda brașovenilor să-și facă acum deja rezervările, chiar poate să și plătească deja în avans, ca să fie sigur că la ora actuală încă nu sunt crescute prețurile. Fiindcă nimeni nu știe în ce direcție se merge și atunci aveți o siguranță. Dar nimeni nu-și permite să nu facă rezervări pentru că sigur. Toată lumea vrea să se asigure de noi clienți. Ca destinație se va înființa acum organizația de management a destinației Brașov și organizația de management a județului Brașov și cu aceste organizații de management trebuie să lucrăm și să creăm atractivitate. Un turist și român și străin nu vine neapărat numai pentru un hotel sau pentru o locație. El vine în destinația respectivă și atunci destinația trebuie să fie atractivă, trebuie să ofere experiențe. Experiențe. Și atunci trebuie să ne gândim, trebuie să aducem evenimente de toamnă, da? Evenimente de sărbătoarea recoltelor, de vinuri, de evenimentul de Crăciun, târguri de Crăciun și n-aș face numai un singur târg de Crăciun în Piața Sfatului. În Viena, de exemplu, sunt 20 de târguri de Crăciun. Să intri și prin cartiere cu ele. Aici primăria trebuie să aici impulsioneze. În România avem concurență serioasă la Sibiu cu târgul de Crăciun, Clujul, București, Oradea. Cum, Oradea, sigur. Dar acolo sunt proiecte care au fost susținute de primărie. La noi, din păcate, aici primăria a fost cam retrasă și nu vorbesc de ultimii 2 ani și dinainte. Rămâne de văzut dacă actuala conducere a primăriei se va revanșa din acest punct de vedere. Trebuie făcută mult mai mult. Avem exemple nu numai în apropierea noastră cu Sibiu, Clujul, avem orașul nostru partener, Nürnbergul, care are cel mai renumit târg de Crăciun din lume, care are și un târg de Crăciun al copiilor, da, inclus un pic separat, un târg de Crăciun al orașelor înfrățite, unde vin toate orașele înfrățite și își prezintă oferta și de Crăciun. Iată un bun exemplu pe care îl putem aplica și la Brașov. De ce să nu transmitem invitații pentru o astfel de și să primească standul, să vină aici, să se prezint, de ce să nu avem un Linț aici, de ce să nu avem Rishon-Lezion, Cavala, Nürnbergul să fie prezent. Exact, avem pe cine să invităm. Da, chiar avem și Brașovul tot timpul a fost un oraș multicultural. Am fost acum de curând, de 2 zile, la ziua limbilor străine, ziua europeană a limbilor străine. Și acolo se discuta că Brașov a fost tot timpul multicultural și a fost triling, german, germană, maghiară și română. Au învățat-o și eu vorbesc cele trei limbi, fiind brașovean. Dar între timp se vorbește franceză aici. De engleză nu mai vorbim. Engleza nu mai e o limbă străină. Este un E obligatoriu să cunoaștem. Eu sunt de părere că ar trebui chiar să limba engleză să devină în Europa a doua limbă oficială în fiecare țară. Fiindcă e limba de comunicare. Mulți zic, domnule, a plecat Anglia, nu ne mai trebuie engleză. Păi stai puțin că engleza nu înseamnă Anglia. Engleza este limba internațională de comunicare, limba de turism și avem Irlanda încă care sunt vorbitori de limba engleză. Da. Deci, părerile sunt împărțite, riscurile cu costurile de energie sunt mari, ne așteptăm la o iarnă grea și depinde acum și cum va fi din punct de vedere a temperaturilor. Pe de altă parte, dacă avem zăpadă, suntem atractivi și cu cât vine zăpada mai repede, vin oamenii la schi. Și să știți că nu mai vin numai în costul la încălzire mai repede. Vine și costul la încălzire, nu vin numai în Poiană, ei vin și în
în Brașov. Apropo, târg de Crăciun și Poiană, recomand primăriei să facă în sfârșit un prim târg de Crăciun și în Poiană. Că nu poți să l-ai numai în Brașov și în Poiană, stațiune de interes național, da, acolo probabil să nu faci un târg de Crăciun, un brad la fel de, separat. Da, sigur, un brad la fel de frumos și atractiv. Deci trebuie să gândim un pic mai integrat în destinația turistică și să oferim cât mai mult turiștilor. Dar în aceste condiții, și brașovenilor până la urmă. În aceste condiții în care acum românii se gândesc cum să facă economie, cum să nu mai facă risipă din bugetul fiecarei familii, credeți că vor alege să meargă în vacanțe în această iarnă sau vor petrece pe acasă mai mult? Păi știți, și dacă să zicem nu mai pleacă în vacanțe, fiindcă le e frică de costuri și vor să economisească, atunci trebuie noi să facem tot posibilul să le oferim vacanța la ei acasă. Să se simtă acasă. Interesant conceptul. Da. Păi bine, prin evenimente, prin târguri, prin puncte de interes, de atracție, atât turistică cât și locală, să le oferim bucuria asta, chiar dacă nu pleacă nicăieri, să fie acasă, dar să se simte ca în vacanță. Pe de altă parte, dacă prețurile vor crește, așa cum estimăm încă de pe acum, din cauza majorării costurilor cu încălzirea, oare nu se vor orienta românii, cei care își vor permite alocarea unui buget de vacanță, să meargă într-o țară exotică, într-un loc exotic, acolo unde costurile cu încălzirea nu prea există, da, și probabil că prețurile vor rămâne undeva la fel. Păi iar prin comparație s-ar putea să fie undeva la fel ca cele din zona internă. Dar costurile de zbor până în destinațiile respective și în perioada de Revelion, Crăciun, Revelion, să știți că sunt destul de costurile. Practic nu o să fie undeva apropiate cu cele din turismul intern. Eu m-aș bucura de toți cei care vin la noi și care rămân la noi și să ne bucurăm împreună și să trecem împreună și de acest greu. Până la urmă o să trecem. Am fost cuturași de pandemie, nimeni n-ar fi crezut că o să trăim aceste perioade. Uitați că a trecut, pandemia nu mai e o temă. Nu mai reprezintă o amenințare pentru Horeca în momentul acesta? La ora actuală nu, și după cum vedem, se pare că am trecut. Știți că și pandemia aceea, gripa spaniolă, a ținut 2 ani la începutul secolului al 20-lea. A trecut și la noi, au trecut cei 2 ani, să vedem ce mai vine, dar dacă până acum n-am avut niște semne mai puternice, eu zic că trecem cu bine de acest. Bine ar fi, pentru că a lăsat multe semne în zona afacerilor în special, iar pe Horeca nu mai vorbim, pentru că a fost unul dintre cele mai afectate domenii de pandemie. Acum asta mai lipsește, încă un sezon prost și lucrurile vor sta foarte rău pentru multe dintre firme. Da, v-am zis că nu mai au rezerve. Toate rezervele s-au epuizat și acum este foarte important ca statul să intervină și să susțină. Că știți, parteneriatul acesta mediului privat cu statul trebuie să fie și în vremuri bune și în vremurile. Când sunt vremurile bune, plătim impozitele. Statul le primește cu cea mai mare plăcere. Primește, dar când nu mai putem și când suntem aproape de asfixiere, trebuie să vină statul să ne susțină. Și acum bani sunt de la Uniunea Europeană. Chiar citeam că, din păcate, România n-a mai cerut prelungirea programului acela de susținere Horeca în pandemie, ar fi avut posibilitatea. Suntem acum într-un grup de lucru cu Ministerul Turismului și cu Ministerul Energiei să vedem cum putem lansa un program nou de susținere pe costurile de energie pentru Horeca. Eu informez pe colegii mei, atât din Breasla Cărciumarilor, cât și din Breasla Hotelierilor, de toate schimbările care există și sper să reușim să primim ajutorul necesar ca să putem să supraviețuim. Că, până la urmă, despre asta e vorba. Fără ajutor, multe firme se vor închide. Va fi greu. V-am zis, deja am văzut acum locații care aveau un istoric de 5, 6, 7, 8 ani care au închis. Depozit pe alta. Și care se reorientează fiindcă nu mai poate să-și ducă cheltuielile. Este complicat și să anticipezi ceea ce se va Nu mai vorbim de probleme de personal.
Exact, altă situație nici personalul. Greu de gestionat. Multe locații care nu au reușit să țină personalul în perioada pandemiei nu au mai găsit să angajeze. Fiindcă cei care au plecat din Horeca trebuiau să... S-au reprofilat că trebuia să trăiască. Și ori au intrat în zona IT, au intrat pe românii Uber. Din Anglia, din alte țări unde lucrurile nu mai merg tocmai bine și poate că și veți găsi acolo resurse. Și până acum nu se mai întoarce. Cei care s-au întors până acum. Dar nu aveți speranțe de cei plecați peste hotare. La un moment dat, sigur, că mulți se gândesc să vină înapoi, să-și câștige niște bani, să pornească un business. Dar până în balanță, dar momentan e viața mai bună. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, din păcate. Mulțumesc mult pentru prezență și sperăm într-un sezon bun pentru hotelier, pentru zona Horeca. Pentru toți, până la urmă, să ne bucurăm. Asta înseamnă prosperitate și pentru Brașov. Mulțumesc mult încă o dată, domnule Macedonski. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Mircea Volean, până data viitoare, să aveți parte numai de bine. La revedere!